Aveți dureri intense abdominale și nu știți ce se întâmplă? În 60 de minute puteți afla răspunsul dacă este o urgență chirurgicală. Asta în primul centru privat de urgențe din țară. Aflăm imediat! Invitatul emisiunii de astăzi este domnul dr. Bogdan Moldovan, medic primar de chirurgie. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Îmi face plăcere să ne reîntâlnim în spitalul dumneavoastră, mai ales că am aflat că este primul centru de urgențe chirurgicale privat din țară. Da, asta este un lucru care trebuie adus la cunoștința brașovenilor și nu numai. Spunea cineva că nivelul de civilizație al unui oraș este dat de standardul de îngrijire medicală de care acel oraș beneficiază. Iată că Brașovul, care în urmă cu câțiva ani era un furnizor de pacienți pentru centrele universitare din jur, astăzi a devenit unul dintre cele mai sigure orașe din punct de vedere medical din România, având asigurat atât urgența pe parte cardiovasculară și traumatică sau traumatologică, cât și acum urgența pe parte abdominală. Aglomerația la camera de primire urgență este foarte mare și foarte mulți pacienți sunt nemulțumiți de această parte de servicii. Toată stima pentru colegii care lucrează acolo, ei sunt însă extrem de puțin comparativ cu numărul de consultații și cu numărul de, practic, de solicitări pe care trebuie să le rezolve. Și atunci beneficiind și de colaborarea colegilor împreună cu care lucrăm în această instituție, care asigură partea de laborator și imagistică, ne-am pus problema dacă nu am putea să luăm în primire aceste urgențe abdominale și, bineînțeles, să le tratăm la nivelul anilor pe care îi trăim. Adică să putem într-un timp foarte scurt să facem un diagnostic corect și apoi să le oferim o soluție chirurgicală de cele mai multe ori prin tehnici mini-invazive. La început acest serviciu este, sau acest proiect este gândit 5 zile pe săptămână timp de 12 ore, deci de luni până vineri de la 8 la 20. Dar bineînțeles că în funcție de cât vom fi de solicitați, acest lucru se poate transforma apoi într-o permanență. De asemenea, bineînțeles că dacă pacientul vine spre sfârșitul orarului sau chiar la începutul orarului sau înainte de ora 8, el este binevenit și poate să intre în bilantare. Ceea ce propunem noi pacientului este acest deziderat, ca în timp de 60 de minute, de la momentul în care l-am consultat, să aibă un diagnostic complet prin teste de laborator și prin imagistică. Astăzi, în chirurgie, nu te mai poți baza doar pe examenul clinic. În trecut, fiecare chirurg palpa, dădea cu părerea, este, nu este. Bineînțeles că examinările paraclinice erau mai dificil de obținut. Astăzi, o tomografie cu substanță de contrast care durează 10 minute nu mai lasă niciun dubiu asupra diagnosticului, completat, bineînțeles, și cu datele de laborator sau ecografie, și pacientul poate să aibă, și medicul, bineînțeles, un tablou complet, după care să putem să facem o propunere terapeutică în cunoștință de cauză. Pacientul după aceea decide dacă dorește să rămână să fie tratat la noi sau alege să fie tratat în altă parte. Deci faptul că este bilantat la noi nu îl obligă cu nimic. Da, e foarte important ce ziceți, pentru că
Știu chiar din proprie experiență, serviciul UPU de la Spitalul Județean este supraaglomerat și stai câteva ore până când ți se pune numai un diagnostic. Aici, în 60 de minute, deja s-ar putea intra în sala de operație dacă se stabilește diagnostic chirurgic. Da. Plus, la noi în spital, o foarte mare parte din intervențiile chirurgicale, chiar și cele de mare anvergură, sunt realizate prin tehnici mini-invazive. Acest lucru este mai puțin întâlnit în celelalte spitale, nu mă refer doar la Brașov, dar și în rest. Noi ne dorim să păstrăm același standard pe care l-am oferit la chirurgia electivă, deci la chirurgia pacientului care vine pregătit pentru o operație cronică, să îl păstrăm și pentru operațiile acute. Mă refer aici la o gamă foarte largă de intervenții chirurgicale, pornind de la banală apendicectomie, mergând apoi spre tot ce înseamnă hernii, chirurgia peretelui abdominal în urgență, mergând și mai departe la fenomenele sau la leziunile ocluzive, deci la ocluzia intestinală, la peritonită de diferite cauze, la chirurgia ginecologică, deci la de partea de ginecologie, urgențe ginecologice, deci non-obstetricale, la ulcerul perforat, care este o patologie pe care nu ne-am mai întâlnit de ceva timp. Toate acestea, bineînțeles, urgențele proctologice, deci nu puțin pacienți ni se adresează pentru așa ceva. Deci cam tot ce ține de abdomen își găsește la noi o soluție. Un om, dacă are o problemă de sănătate acasă care se accentuează în câteva minute, de unde știe că poate să vină la dumneavoastră și să-l rezolvați până la capăt? Ce trebuie să știe el? Simptomul cardinal este durerea abdominală. Deci orice om cu durere abdominală care apare din senin sau care nu are o explicație, trebuie să-și pună anumite probleme. Durerea abdominală violentă, bineînțeles că este o urgență de diagnostic. Deci orice pacient care are dureri de burtă, indiferent cât de, să zicem, cât de intense sunt, dacă e ceva nou apărut și bineînțeles că este un lucru îngrijorător, el trebuie să se prezinte la medic. Bineînțeles că din aceste colice abdominale, multe nu se vor dovedi a fi un abdomen acut chirurgical. Și aici aș vrea să fac încă o precizare. Deci se spune că, de exemplu, 25% din apendicectomii sunt făcute în mod inutil. Adică pacientul respectiv nu are apendicită acută de fapt și se scoate. Deci, practic, la noi ar putea să evite și acest lucru. Deci atât să suferă o intervenție de care nu are nevoie, cât și să fie tratat corect pentru o operație sau printr-o operație de care are nevoie. Deocamdată, partea de politraumă, deci pacientul luat de la locul accidentului, deocamdată nu putem să zicem, nu avem încă dreptul să ne ocupăm de el. Însă, foarte mulți dintre ei, ajungând în UPU și acolo, eventual dacă se vede că tot ceea ce este strict abdominal sau ce face parte din paleta de specialități pe care noi le deservim, urologie, neurochirurgie, ortopedie, putem să ne ocupăm și de acești pacienți. Dar mai vreau să accentuez faptul că dintre spitalele private, poate suntem singurul din țară care avem o gardă ATI 24 din 24, 365 de zile pe an. Avem un serviciu de radiologie care funcționează de la 8 la 20. În principiu, de aceea am dat acest interval, pentru că, din punctul meu de vedere, nu poți să vorbești despre un tratament corect în chirurgia de astăzi fără o imagistică. Pentru orele de la 20 până 8 dimineața există o gardă on-call pe imagistică. Eu vă felicit pentru inițiativa și pentru proiect și bineînțeles este că, o veste bună pentru alternativa oferită brașovenilor. Să nu uităm alte mici probleme care pot să apară, deci plăci tăiate, infecții cutanate și așa mai departe,
Și acestea, bineînțeles, că pot să fie tratate în spital într-un timp rapid sau într-un interval extrem de rapid. Mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc și eu. Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Laura Popescu și vă mulțumesc pentru atenție. Sănătatea în realitate vă privește. Rămâneți sănătoși!